Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru, bun venit! Astăzi, de-a viața ascunsă, am un doctor care își dedică întreaga energie oamenilor. Asta este misiunea vieții lui. Cutreieră tot papamondul și le spune oamenilor că poți păcăli pe oricine, dar nu propriul suflet. Sufletul guvernează existența și manifestarea noastră de-a lungul vieții. El veghează și vede tot ceea ce facem. Astfel că minciuna față de noi înșine duce la o viață grea, dificilă și plină de nemulțumiri. Așa cum e viața românilor, ar spune unii, ne păcălim noi atât de mult pe noi înșine, încât ducem o viață amară sau nu avem curaj și ne complacem. Care este adevărul și cum ne-ar putea izbăvi, ne spune astăzi domnul doctor Cristian Răchitan. Bun venit, domnule doctor! Bun găsit și mă bucur tare. Dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră. Toată dragostea mea, din momentul ăsta, e pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc. Sper să pot să duc, da. Cred că este mult prea mult, dar da, domnule doctor, mă ridic la înălțime. Am curaj să spun lucrul ăsta, nu? Deși am putea să credem că noi ne-am cam pierdut curajul. Da, dacă vorbim despre curaj, este un subiect care e necesar să-i dedici mult mai mult timp. Căutăm să concentrăm în perioada asta foarte scurtă. Curajul, îndrăzneala, responsabilitatea sunt exact pe centrul de vis-a-vis pe care există frica. Așa. Vreau să vorbim în general despre aceste senzații și distribuirea lor sau în mod special aici, în zona asta a României. Pentru aici, domnule doctor, noi suntem români, vorbim despre noi și pentru noi. Da, vedeți, este cu totul altceva. Acum, dacă vorbim despre zona și acest ținut unde există românii, unde au trăit și unde s-au manifestat, trebuie să vorbim mult mai specific și să ne întoarcem înapoi în timp. Românii sunt considerați, limba românească e considerată una din cele mai complexe, cele mai bogate și cele mai frumoase limbi de pe planetă. Un înțelept pe la 1850 în jur de zona aceea susținea că și limba românească trebuie să aparțină unui popor foarte inteligent. Deci românii sunt foarte inteligenți. Numai că, din păcate, inteligența lor nu au prilejul să o folosească la maxim. De ce? Pentru că este estompată și o auto surghinește și o auto blochează din cauza fricii. De ce? De unde vine frica? Exact. Deci, omul este educabil, ca și câinile, ca și oricare animal, dar este mult mai educabil decât oricare dintre acestea, pentru că și paleta de gândire a creierului, de funcționare, mintea este mult mai largă decât oricărei alte viețuitori de pe planetă. Deci este cel mai educabil. În funcție de contextul în care trăiește și se dezvoltă sau și în care se desfășoară, este educat într-un fel anume. Vedeți, noi am trăit într-o dictatură. Este o perioadă, dacă ne întoarcem înapoi în istorie, am fost sub turci și a trebuit să-i mulțumim pe ea, să-i nu-i supărăm, pentru că lua capul la cei de aici. După aceea a urmat o perioadă un pic mai liniștită, în care n-a avut timp românul să își se echilibreze, să se reechilibreze sau să își dezvolte ceea ce minunat e curaj, ceea ce inițiativă și îndrăzneală. Și a început din nou o altă perioadă unde românul a trebuit să trăiască sub egida fricii. O sabie deasupra capului. A fost acea perioadă când comunismul a început aici în România. Cred că după mine a fost perioada cea mai cumplită de pe planetă, pentru că a durat foarte mult și a început îngrozitor de zdruncinător, îngrozitor de tare. În perioada din 1948 până prin 60 și ceva, a fost ceva cumplit, unde nu cred că a fost nicăieri pe planetă așa o perioadă lungă și atât de zdruncinătoare. Sigur că acei care au instalat această formă de dictatură aici, nu le-a păsat ce va fi cu românul mâine sau poimine sau în 10 sau în 100 de ani. Le-a păsat cum va fi atunci. N-au vrut oameni care să gândească, au vrut oameni care să fie supuși. Și cum poți să supui un om decât băgând în el frica? E, această frică
Vedeți, pe creier există mai mulți centri care sunt responsabili de diversele senzații. Există mintea care procesează informațiile care sunt depuse în departamentul memoriei. Aceste informații sunt procesate și în urma procesării informațiilor se trage o concluzie. Mintea creează ideea care urmează să fie pusă în practică, adică decizia. Da. Acum, perioada aceasta, o perioadă îngrozitor de dură, pentru că am avut prilejul și sunt foarte bucuros că am reușit lucrul ăsta și m-a ajutat să înțeleg mai multe despre țara și neamul meu, deși trăiesc în altă parte. Am citit foarte mult și am investigat foarte mult despre ce s-a întâmplat cu cei care au fost băgați în pușcărie, cei care au fost chinuiți, cei care s-au experimentat pe ei tot felul de lucruri zdruncinătoare care depășesc imaginația omului obișnuit și omului normal. A fost o perioadă care cred că a fost făcută și intenționat, a fost făcută și neglijent, a fost făcută haotic sau din pur și simplu din răutate, poate. Vedeți, în fiecare sat din România, pe oamenii care erau mai hârnăcuți, mai muncitori, i-a dus în părăgan, i-a luat de la casa lor și i-a deportat. Pe foarte mulți i-a băgat în pușcărie, chinuindu-i îngrozitor, cei mai mulți au murit. Dar câțiva au scăpat și au revenit înapoi la casa lor, sprânjind frica în cadrul familiei și vecinii și toți cei care trăiau, care reușeam să intre în contact cu ei. Sigur, auzind despre grozăviile și despre nenorocirile, tratamentele cumplite și îngrozitoare care au fost acolo în pușcăriile astea, atunci oamenii din jur toți au reușit și au plantat în cap frica să nu fac asta că mi se întâmplă aia, să nu fac așa că mi se întâmplă. Și atunci frica a devenit un mod de a exista, un mod de a trăi. Vedeți, dacă vă uitați astăzi, aici se minte foarte mult. De ce? De frică. A devenit de viața normală, viața obișnuită. Este presărată sau foarte presărată cu minciunele. Mint ca să nu-l supăr pe era. Mi-e frică să nu-l supăr. Mint ca să nu deranjez. Mi-e frică să nu deranjez. Mint că e mai bine așa. Mi-este frică că dacă nu mint, este mai bine, va fi altfel și nu va fi la fel de bine. Deci, vedeți, frica este imediat acompaniată de alte senzații și s-a introdus în modul de a procesa informațiile și alte slăbiciuni de caracter care acompaniază și care reușește de acomodează frica. A devenit parte din educația națională. Și sigur acest lucru împiedică omul să aibă curaj, pentru că e frică că nu reușește. Împiedică omul să îndrăznească să facă ceva, că e frică că nu reușește. Ce boli aduce frica și, iată, lipsa curajului? Pentru că îmbolnăvește omul. Da, sigur că da. Unde ajunge? Poate să aducă absolut orice boală. Vedeți, produce stres mai întâi. Un stres permanent. Pentru că frica stă acolo, stricul. Sunt centri de pe creier care fiecare au și au o anumită responsabilitate de a procesa anumite senzații care sunt trimise la departamentul analitic, nu, de la gândire, și baza acestor senzații se ia decizia de a face sau nu face, de a face într-un fel anume sau altfel anume ceva care este transformat într-o trăire. Da? Vedeți, asta, atunci când frica este puternică vis-a-vis, există dualitate în corpul nostru și în tot universul, zic eu. E lumină și întuneric, este frumos și urât, este plus și minus, este înainte și înapoi, totul este dualistic. Atunci centrul care procesează frica este vis-a-vis de el sau este împărțit, nu, acea zonă cu cel care este responsabil de curaj. Dacă frica e mare, curajul este mic. Și atunci, dacă frica a fost introdusă în gândirea și în trăirea românului, a mâncat și zona curajului.
Frica e mare, curajul devine mic. Dacă curajul devine mai mare, atunci frica devine mai mică. Vedeți, așa lucrează. Cum am putea? Cum am putea să ne stimulăm curajul? Cum am putea să ne eliberăm de frică? Că eu cred că asta se întâmplă în generații sau se va întâmpla. Da, există. A devenit o malformație genetică, de genele care sunt responsabile de aceste senzații, se transmit 5, 6, 7 generații, poate mai mult, depinde de contextul în care trăiesc generațiile următoare și depinde în ce fel aceste generații sunt conștiente de acest handicap, că este un handicap. Frica este un mare handicap, pentru că este un handicap de te oprește de a crea, te oprește de a te manifesta, te oprește mai întâi de a-ți face destinul, de a-ți satisface, a-ți ispăși sau împlini destinul. Dacă ești educat sau dacă ești informat în acest sens, atunci poți lucra și elimina frica, pentru că dacă în planul vieții este să faci ceva anume, n-ai nevoie să fie frică, pentru că ăla este acolo, deja ți l-ai planificat și acea planificare, acel destin, nu, care este acolo și care de fapt este ceva care ți aparține și care trebuie să fie, atunci îți este alături și vine și poate să-ți dea forță, da. poate să-ți dea curaj, îndrăzneală și forță, pentru că nu se poate întâmpla nimica. S-a și întâmplat, a fost această perioadă comunistă, când a început printr-o supresiune îngrozitoare și cumplită și toți cei care au trăit în zona respectivă, în zona asta aici, li s-a insuflat o supunere violentă și zdruncinătoare și a trebuit să facă ceea ce li se spune, că dacă nu, va fi rău. Da. Și s-au obișnuit. Copiilor s-au născut în același context, au moștenit același lucru și au moștenit conformația creierului care este responsabilă de aceste manifestări, dar în primii ani de viață, tot la fel, da, e securitatea care ne urmărește și care, dacă facem ceva care n-ar trebui să facem, ne bagă în pușcărie sau ne face rău. Deci s-a dublat întărirea acestei senzații, acestui sentiment. Și cum am spus mai devreme, frica este a luat și zona unde trebuia care era responsabilă de curaj sau de îndrăzneală sau de inițiativă. Acaparat. A luat tot, da. A luat, pentru că știți cum este, dacă acea zonă este 100%, un teren de 100%, da. Frica a luat 80%, am rămas 20% pentru celălalt. Sigur că sunt oameni care sunt excepții ale regulii respective, da, care s-a instalat aici, dar acele excepții sunt oameni care au o altă conformație, sunt excepții care confirmă regula sau care au înțeles acest lucru. Domnule, eu, planul vieții mele este să fac asta și trebuie să o fac, indiferent de ce ar fi. Și nu va fi rău. Treci peste un prag, peste o piedică, dar într-un final faci ceea ce trebuie să faci. Oamenii trebuie să înțeleagă că sunt aici. Viața este dată pentru a face ceva anume. Nu este haotică și nu este întâmplătoare. Domnule doctor, și dumneavoastră ați trăit în frică la un moment dat. Da. Pot eu să vă întreb acum, în ce moment al vieții dumneavoastră ați experimentat cea mai cumplită frică și cum ați reușit să ieșiți din ea? Sigur, trăind în România a fost frica cea mai mare, iar în perioada imediată după ce am plecat din România, intrând într-o altă lume, sigur că frica a fost cu mine, mi-a fost alături. Da, v-a însoțit. Sigur, da, m-a însoțit, pentru că nici nu știam ce știu acum, una, iar cealaltă este, n-am înțeles ce se întâmplă în capul și în viața noastră, pentru că nu știam ce știu acum. Dar încet, încet, spectru sau zona de trăire, câmpul de realizare sau de a face ceva anume s-a lărgit foarte mult și atunci posibilitățile s-au lărgit, s-au mărit, au mers lucrurile mai ușor și încet, încet s-a diminuat frica, dar trebuie să vă mărturisesc că și acum, uneori, mă surprind că parcă mi-e teamă de ceva anume.
Și imediat, sigur, mă duc în nuntru mintea mea și îmi spun, dom'le, stai puțin, nu e cazul să fie frică, pentru că chiar dacă imediat lucru pe care l-ai face și care îți declanșează acel sentiment sau senzația de frică, da. Sigur, chiar dacă imediat îți creează o incomoditate, dar pe termen lung, această incomoditate dispare și, de fapt, locul este luat de senzația, sentimentul de a realiza ceva bun care ți aparține și care te caracterizează și care îți este acolo, este al tău și trebuie să fie acolo. Da. Și apoi, cu cât ai mai mult senzații de împlinire și de satisfacție și de a te simți necesar și util, cu atât mai mult frica se diminuează, pentru că una frică declanșează un stres. Se tensionează creierul. Când creierul se tensionează, se tensionează întregul corp. Acolo unde există o mică leziune sau o mică abnormalitate anatomică, stresul cauzează o tensiune neuromusculară mai mare decât în restul corpului. Și acolo, dacă există o mică tulburare fiziologică, o mică tulburare de sănătate, se amplifică foarte tare. Și uneori, vedeți, frica poate să ajungă să creeze afecțiuni majore, poate să ducă și la un cancer. Pentru că în permanență te tensionezi din cauza stresului provocat de această frică, trăiești într-o senzație și într-un mediu pe care ți-l creezi, un mediu intern de stres, de frică, de teamă. Și în felul ăsta te poți îmbolnăvi chiar foarte rău. Și atunci, sigur, trebuie să stai de vorbă cu tine însuși și să elimini frica asta, pentru că nu are sensul. Este un dușman pe care a fost atunci plantat în noi, în români. Dar acum nu mai este cazul, s-au schimbat lucrurile. Mai există, vedeți, sigur că pe vremea comunism, pe vremea acea perioadă când a existat comunism, aici a fost o dictatură. Oamenii n-au făcut ceea ce trebuia să facă. Oamenii, vedeți că tot ce s-a creat atunci, după aceea s-a ales praful, pentru că nu aparținea unei gândiri libere care să gândească sub egida liberului arbitru. Au fost impuse și, într-un fel sau altul, tot ce s-a creat și s-a făcut, s-a ales praful, a dispărut. Deși lucruri valoroase și create bine pentru oameni și pentru țară, dar oamenii la vremea aia le-au făcut din frică, le-au făcut din teamă, au fost forțați. Și n-a rămas cu oamenii care au trăit aici și care le-au construit sau le-au creat, pentru că din punct de vedere spiritual nu și aveau rostul, adică nu era o slujba unei minți, unei gândiri libere. Dictatură, eu cred că este și acum dictatura aici. Am fost la un moment dat la Sibiu și vorbeam cu niște băieți tineri, de ce nu faceți așa? Și, nu, ne este frică pentru că există o altă conducere și dacă nu facem cum vor ei, pierdem serviciu. Deci trăiau cu frică, vedeți aici. E de permanență, nu? Da, asta da, vreau da, să vă întreb, da, domnule doctor, da. Venind de pe alte continente, pentru că sunteți un om universal, mergeți, faceți aceste conferințe peste tot în lume. Da, românii sunt ai dumneavoastră. Aici ați văzut lumina zilei, aveți familia aici. Ne văicărim noi mai mult când veniți încoace. Auziți oamenii vorbind despre diverse lucruri și tonul, nu? Tonul pe care îl au și cuvintele pe care le folosesc, atitudinea. Cum v-ați format părerea despre omul actual de aici, din România? Pentru că oamenii aici, din virtutea obișnuinței, sau e obișnuință care probabil e justificată prin ceea ce se întâmplă acum, pentru că, vedeți, aici este o dictatură. Oamenii nu fac ceea ce vor să facă, ori că sistemul nu le permite, ori că simplu au rămas în virtutea acelei inerții din trecut, de frică, de teamă. Deci frica a instalat și o inhibare. Da. Și omul atunci, dacă nu face, ca mintea să-i fie ocupată în a crea, a întreține și a dezvolta, atunci este liberă. Și ce faci când n-ai ce faci? Te plângi.
te plângi critici, pentru că mintea nu este, nu îi se dă de lucru atât și atât de mult cât, ea, cât ar trebui, nu ții ocupate să creeze, să scriind ceva și făcând ceva anume, imediat îți apare senzația de mulțumire sau de împlinire, lucru care este o doctorie extraordinară pentru creierul nostru. Vedeți, oamenii care nu fac mare lucru și care mintea lor este nepreocupată, e nefolosită, nu? Sunt cuprinși de acest sindrom neurodepresiv care este din ce în ce mai des, nu numai în România, în toată lumea. Am înțeles eu că singura doctorie, sigur există substanțele de natură și formulele biochimice care intră pe creier și încearcă să se echilibreze, să stimuleze, nu fac altceva decât creează un dezechilibru chiar mai mare. Creierul nostru este creat și este de marele arhitect când a compus și a această mașină. Creierul nostru este făcut în felul în care să se auto-întrețină. Deci, automat, un stres făcând ceva, poate care n-ar trebui să faci, sau făcând ceva care faci cum nu ar trebui să faci, sau făcând ceva puțin mai mult decât este obișnuit, se tensionează. Această tensiune se acumulează și ăsta este stresul, da? Se acumulează și sigur că la un moment dat anumite zone de pe creier sunt inhibate de a funcționa așa cum ar trebui să funcționeze și apar nemulțumiri în bunul mers al funcțiunii creierului. Aceste nemulțumiri, aceste neajunsuri dau diverse afecțiuni, dar tulburarea primară și cea mai des întâlnită, cea mai la îndemână, este depresia, neurodepresia, care acest sindrom este din ce în ce mai întâlnit. Acest sindrom, de fapt, este numit în țările occidentale Burnout Syndrome este atunci când capacitatea creierului se diminuează foarte tare, vascularizarea fiind diminuată, atât circulația care aduce substanțe nutritive și circulația venoasă care elimină toxinele, sigur, inhibă și intoxică creierul și atunci capacitatea de performanță a creierului se diminuează. Am înțeles eu că și asta se întâmplă, că oamenii nu-și mai creează acea doctorie care este făcută de creier însuși pentru a se relaxa, care este senzația de satisfacție, senzația de mulțumire. De mulțumire sufletească, așa cum da, spunem. Da, este sufletească, nu pentru că sufletul fiind o altă entitate, el are altă treabă, el e mulțumit oricum. Nu, dar așa spun oamenii. Da, așa este. O mulțumire, o împlinire, o împăcare în sufletul meu. Da, da. Este aceste senzații de mulțumire, aceste senzații de împlinire, aceste senzații de a te simți util, de a te simți necesar, de a te simți de folos. Sigur, astea dacă sunt necondiționate, că da, mă mulțumește dacă material sunt tratate ca atare, își diminuează foarte mult din valoarea lor și din puterea lor de a acționa asupra creierului împotriva stresului sau tensiunii cerebrale. Domnule doctor, sunt oameni sau majoritatea, credem că nu este alegerea noastră de a fi fericit sau nefericit. Ba că da, nu este o alegere. Ba da, este oamenii alegere. Așa cred că nu, de multe ori spun așa a vrut Dumnezeu, așa nu. A fost să Dumnezeu are atâta treabă și are atâtea preocupații acolo unde este El. Deci Dumnezeu ne-a dat totul și este treaba noastră să luăm din ceea ce ni s-a dat acolo. Și atunci de ce nu ne învață nimeni să alegem să fim fericiți? Ar fi o minciună? Atunci am trăit o minciună, cum să facem? Iar intrăm într-o dictatură să ne spună ăia de sus ce să facem și noi atunci ce facem? Trăim pentru ăia de sus? Facem Dar dacă dumneavoastră ne-ați învățat acum să alegem să fim fericiți, ce? Asta înseamnă că am fi sub dictatură? Da, am fi sub dictatura putem? Unui spirit înțelept, nu? Da. Nu, fiecare spirit își are misiunea, are nevoile lui. Deci viața aici, nu, individul este bine ca să
să manifeste și toate trăirile care sunt aici sunt undeva înmagazinate în departamentul memoriei subconștiente ca, ca un chip, nu? Care este, da, planul vieții sau destinul, și acolo sunt înmagazinate cele două tipuri de trăire, care una să ne dea trăiri prin care să eliminăm senzațiile negative acumulate de spirit în coborârea lui sau în depărtarea de perfecțiune, și alte creații sunt, care sunt responsabile, care, alte trăiri care sunt acolo, care trebuie să ne dea șansa sau trebuie să le trăim pentru a acumula informații sau senzații pozitive care să ne ajute pentru evoluția spirituală și, de fapt, pentru o calitate a vieții mai bună. Vedeți, deci omul este trăit din punct de vedere, trăiește din punct de vedere al lui Dumnezeu, și așa este făcut acest context al vieții. Noi l-am stricat, oamenii îl strică, ca să trăiască sub egida liberului arbitru, să gândească pentru că numai el știe ce este bine pentru el. Fiecare om își are un alt plan al vieții în funcție de necesități spiritului respectiv. Deci trebuie să trăiască sub egida liberului arbitru. Sigur, are libertatea să aleagă să facă bine sau să nu facă bine. Dacă cineva impune să facă așa, automat nu-și mai satisface acea misiune a vieții. Sigur, poți să-l sfătuiești. Dom'le, e mai bine așa. Ea gândește și analizează. Poți să-i dai o mână de ajutor dacă este gata să o primească. Da. Dar dacă dorește să o primească. Sau mai exact, dacă este gata să o primească. Da. Dar dacă nu e gata să o primească, nu o primește, și atunci alege alegerea cea mai rea. Știți, a fost Maria Cantemir, fica lui Dimitrie Cantemir, care a trăit în Rusia pe la 1730 și 40 și 50. Spunea, a fost o femeie înțeleaptă, de fapt, țarul de la vremea aceea, Alexandru the Great, el a fost enamorat de ea. Și pentru că țarista nu făcea copii, el a dorit foarte mult să facă copii și sigur să o înlocuiască pe țarista veche cu ea. S-a întâmplat o manipulație atunci și a pierdut copilul din un joc pe care l-a făcut țarista respectivă. Și nu s-a mai... Dar ea a fost o femeie extrem de inteligentă, a scris, a citit, a făcut multe lucruri fiind în surghiun cu tatăl ei, și spunea un lucru foarte special. Spunea, domnule, îi scria scrisoarea fratelui care era în Anglia, era trimis al țarului, mi se pare, un fel de ambasador, și spunea, un lucru am realizat, căci cel mai valoros cadou care ni s-a dat este viața. Condiția este să o trăim cinstit. Sigur că în clipa când ne îndepărtăm de acel de onestitate, de cinste, nu, asta este instrumentul care judecă calitatea vieții noastre, care judecă realizarea planului vieții, nu numai că trebuie să faci ce trebuie să faci, dar e important să faci cum trebuie să faci, cum ai plecat de la onestitate și dai drumul la o minciunică pentru a proteja și a apăra frica, nu? Da. Atunci imediat ai plecat de acolo și intri într-o zonă care produce stres, și stresul produce boală, și stresul produce inhibarea noastră de a face lucruri bune și lucruri utile și lucruri speciale, și de fapt ne depozitează de posibilitatea de a fi, de a ne autorăsplăti cu senzația de mulțumire, de împlinire, de bucurie, bucurie adevărată, care de fapt sunt atât de utile funcționării creierului nostru, pentru că prin asta creierul se autorelaxează. Da, te duci și faci meditație, sunt invenții. Faci un pic pe moment ceva, dar în long run așa te slăbește mai tare. Nu, singura modalitate prin creierul reușește să, creierul își auto creează mecanismele pentru eliminarea tensiunii produse de stres, sunt satisfacțiile, sunt senzația de satisfacție, senzația de împlinire, senzația, de fapt, numai așa poți ajunge la senzația de fericire, aia adevărată,
pentru că sunt senzații care noi ne autopăcălim. A, sunt fericit pentru că am reușit să găsesc pantofii asta, pentru că, nu știu, am reușit să găsesc unii cu un toc așa frumos, da, ascuțit, și toată lumea zice, wow, ce mișto este asta. E o minciună, e o păcăleală super mare, dar e și acolo, măcar pentru 3 minute face ceva. Da. Domnule doctor, dumneavoastră, când simțiți satisfacția asta, mulțumirea asta, împlinirea? Simt împlinirea, eu mi-am ales de o vreme să dau din ce am adunat. Și sunt foarte satisfăcut căci reușesc să dau și mi-am ales să dau din ce am adunat, nu? Prin conferințele care le fac de-a lungul și de-a latul omenirii Pământului, nu mă feresc să fie condiționate de răsplăți materiale. Deci conferințele sunt gratuite. Deci tot unde mergeți, faceți gratis, da, orice, da, da. Nimeni nu-i, da, nu plătește intrarea. Da, da, intrarea, da, la conferințele, da, de, da, doctor Rechitan, da, sunt gratis. Da, 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 peste tot, în orice parte a lumii, și uneori dacă sunt locuri aici în România, de fapt, unde sala trebuie să plătească, sigur că încerc să mi-o plătesc eu singur, pentru ca să evit orice condiție, ca cineva să-mi condiționeze, stai, ai sala asta, dar spui sau faci așa. Nu vreau să îndeplinesc liniștit și sunt extrem de relaxat și asta vreau să spun. Aseară am avut o conferință extrem de frumoasă și prin care am dat, a durat, nu știu, vreo 3 ore și ceva. După conferință trebuia să fiu, după, a durat expunerea mult, după aceea răspunsul a trebuit să și consult, pentru că acolo pe podium au venit un șir de oameni să vă examinez. Ce voiau, exact, da, ce voiau oamenii aceia să le spuneți? Ce căutau la dumneavoastră? Cei care veneau pe podium aveau tot felul bat de rinite alergică care se poate trata în 3 secunde, să manipulez un nas în drept, un sept, bai, aveau un TMJ cu o subluxație temporomandibulară, lucruri astea superficiale, ușoare, care sunt acolo. Da. Și le-ați făcut pe loc? Da, 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 am făcut, nu știu, vreo 20 sau 30. Dar nu, unde vreau să ajung, trebuia să fiu foarte obosit, să susții o conferință, da, de peste muncit, 2 ore, da, 2 ore și ceva, da, sau 3, să consult și să tratez 20-30 de pacienți. Da, astea, chiar de mă scurt și mici, trebuia să fiu foarte obosit, dar simțeam că plutesc așa, că mă ridic așa sus în aer și că era o senzație superbă, pentru că, una, m-am simțit împlinit că am dat oamenilor, sigur, care au fost gata să ia și cât au fost gata să ia, da, din ce am adunat eu, și consider că sunt lucruri bune și n-am reușit să umbresc sau să îmi deteriorez această senzație de mulțumire și de împlinire, gândindu-mă că parcă mi se cuvenea mai mulți bani sau parcă trebuia să fiu plătit mai bine sau așa. Deci am căutat ca să nu disturb această senzație, să nu o diminuez printr-o nemulțumire, că, înțelegeți, deci, senzația de împlinire, senzația de mulțumire, de cele mai multe ori este diminuată din acest conflict că parcă n-am fost plătit suficient de bine sau de mult sau de frumos sau de așa. Că n-am primit destul. Da. Dacă, da. Dar dacă te detașezi de acel lucru, atunci iei pe deplin răsplata a ceea ce ai făcut. Și asta este doctoria sănătății creierului și mai departe sănătății trupului și mai departe sănătății individului și, de ce nu, într-un final, sănătății grupului social din care individul face parte. Aș spune eu că liderii, nu numai aici, dar în foarte multe țări, nu fac altceva decât îmbolnăvesc societatea. Pentru că îi stresează, nu îi lasă pe ea să facă cum ar trebui, pentru că pentru beneficiile lor ei fac cum le-ar place lor, cum le-ar conveni lor, lucru care este în detrimentul unora sau altora, justificând și inventând, nu, pe asta e bine pentru binele grupului social. Uneori da, dar de cele mai multe ori nu. Vedeți, să distrug acea formulă de democrație care trebuie să fie. Îi dai libertate omului să facă, atâta timp când nu face rău celor din jur, să facă, să-și facă misiunea vieții, să-și facă, să-și producă senzația de împlinire și de mulțumire și în felul ăsta societatea, pentru că ce? Societatea este alcătuită din indivizi.
Dacă e un individ care e frică, întreaga societate se caracterizează prin senzația de frică. Dacă un individ minte, întreaga societate minte, pentru că e făcută din indivizi. Și atunci fiecare zice, a, stai, mai bine să mint acum, că imediat câștig, sau mi-e mai bine. E o greșeală, ți-e mai bine acum, dar o minciună atrage altă minciună. Și câteva minciuni la loc creează o viață mincinoasă. Deci, în long run, pe termen lung, minciuna creează niște trăiri mincinoase care nu justifică existența noastră aici. Vedeți, e din ce în ce mai frecvent cancerul, care este produsul într-o mare cantitate al stresului, care produce tensiune acolo unde există o leziune sau un efect post-traumatic sau o slăbiciune ereditară, nu? Sau congenitală. Stresul creează tensiune acolo, acesta creează tulburări, din ce în ce un stres permanent, da. Nu? Declanșat pur și simplu de senzația, de sentimentul de frică. E plin de cancer peste tot, toată lumea moare de cancer. Și atunci ce se întâmplă? Când omul trăiește și nu poate să-și împlinească destinul, sufletul care guvernează corpul respectiv, ce spune? Dom'le, hai să întrerupem viața asta, pentru că în felul cum individul ăsta trăiește, își adună din ce în ce mai multe esențe negative care sunt în detrimentul evoluției spirituale și atunci își curtează viața. Oamenii mor înainte de cât ar trebui să moară, n-apucă să-și împlinească destinul, pentru că ceea ce fac nu fac înspre binele lor, ci înspre răul lor. Este puțin dramatic să gândești în felul ăsta și să susții în felul ăsta, dar oamenii au șansa, nu? Durerea și lipsa și neplăcerea produsă de boală este un semnal. Este un semnal care spune, trebuie să spui, domnule, sunt bolnav, nu mă simt bine. Ia să vedem de ce. Dar oamenii caută. Aici voiam să ajung. În România nu se face deloc prevenție. Nu suntem învățați să gândim așa, chiar dacă societatea, da, vorbim de Ministerul Sănătății sau știu eu de toți doctorii din România. Nu ne învață să facem prevenție. Pentru cum să că facem asta? Uitați, suntem aici atâția privitori, da, la ora asta, se uită telespectatorii la dumneavoastră și vor să învețe să nu mai ajungă să trăiască boala și să moară de boala respectivă, ci să facă prevenție. Să învețe să știe să facă asta. Vedeți, prevenția este de două feluri. Este o prevenție care să fie inspirată de lideri, de conducători, iar ea cam peste ceea ce nu tot se întâmplă. Peste tot sunt ocupați ba să-și satisfacă plăcerile sau bucurile sau personale, căci cam așa se întâmplă, nu numai aici. Și felul numărul 2? Așa. Și numărul 2 este o prevenție pe care să-și o ofere și să-și o realizeze individul. Însuși. Exact. Dar vedeți, există două feluri de prevenții. Toată lumea, nu mănânc bine, să mănânc sănătos. E ceva, dar e puțin. Nu dorm bine, da. Trebuie să dorm mai așa. E ceva, dar este puțin. Ba nu mă îmbrac bine, ba... Dar prevenția adevărată, de fapt, așa. Responsabil de cea mai mare responsabilitate pe care o are, sau cea mai mare sursă de boală, este în mintea noastră, este în acel conflict între noi ca entitate materială și în partea cealaltă, entitatea spirituală, care de fapt nu vine spiritul să se lupte cu noi, cu individul, și nici noi cu spiritul, pentru că de fapt suntem unul și același. Omul este unitate, individul este unitate compusă din corp, din spirit, din suflet, din segmentul de gândire și din centrul existenței acesteia, care este acel chip unde există, este înmagazinată planul vieții, care de fapt dă tot sensul și obligația vieții, care trebuie să împlinită. Apare conflictul aici între noi și a face ceea ce trebuie să facem, sau mai mult, a face cum trebuie să facem. Deci, aș spune eu că românul își creează conflictul și sursa de stres și mai departe îmbolnăvirea din a face cum trebuie să face. Românul nu știe să facă o afacere cinstită. Trebuie să fure. Pentru că așa s-a învățat. Trebuie să mintă. Acum, pentru că așa s-a învățat. Acum că sunt și oameni cinstiți, sunt și români cinstiți. Da, sigur că da. Dar este un principiu național. Sigur, noi vorbim de o majoritate, că se găsește 10, 15, 20% de oameni care știu să facă. Am trăit în Japonia o vreme. Acolo oamenii nu știu să facă un lucru mincinos. Vorbim de o mare majoritate. Sigur că peste tot există excepții care confirmă o regulă.
Dar aici o minciunică, nu, săraci nu vor, sunt oameni minunați, ei nu vor să facă rău și nu vor să nu facă, să facă un lucru care nu este bun. Dar așa li s-a transmis din ultimii 70, 80, 100 de ani, vedeți, pentru că pe vremea comunistă, oamenii pe vremea comunismului, oamenii nu făceau ceea ce trebuie să facă sau ceea ce este mai bine. Făceau ceea ce se spunea de sus, iar ăia de sus nu erau niște oameni inteligenți, nu erau niște oameni de bună credință. Era un sistem, nu era sistemul oamenilor de bună credință sau oamenilor inteligenți. Era un sistem dictatorial, că trebuie să faci așa, nu contează, faci așa. Iar faci așa, acesta nu era un faci așa pentru că era cel mai bine. Era faci așa pentru că așa gândea ăla care de sus, care era o gândire incompletă, era o gândire săracă, era o gândire, poate că era bine într-o parte, dar era foarte mult rău în celelalte părți. Și atunci omul, ca să poată să facă ceva, a trebuit să ocolească regula, să ocolească legea și să facă pe sub ascuns. Și cum să facă pe sub ascuns? A trebuit să spună o minciună care să acopere lucrul ăla. Sau a trebuit să înșele puțin, care este tot o minciună, nu este un derivat al minciunii, să înșele puțin ca să poată să facă ce trebuie. Și asta a creat o obișnuință. Deși oamenii sunt minunați, românii sunt niște oameni adorabili și superbi și inteligenți și cu o mare capacitate, dar s-a transmis generație după generație să facă lucruri cu o minciunică, să facă lucruri, sigur că este frica. Pentru că așa a fost atunci. Dacă îl făceam cum trebuie, sigur mi se întâmpla un lucru rău. Și atunci mi-e frică să fac cum trebuie. Și atunci hai să inventez ceva, hai să pun o minciună, hai să construiesc metoda sau formula de a face ceea ce trebuie să fac printr-o minciunică ascoperită de minciunică. Dar totul a plecat de la frică. Și încă frica a rămas acum în umbră și sub ascuns, înmagazinată sau acolo responsabilă de existența individului. Sigur că și în alte părți este asta. Dar aici este mult mai mult decât în alte părți, pentru că au fost condițiile astea atât de vitrige și atât de îngrozitoare. Dar dacă oamenii înțeleg că nu trebuie să-ți fie frică, pentru că tu ai o misiune și trăiești viața pentru a-ți împlini această misiune. Deci frica n-are ce să caute aici. Chiar dacă nu ți se întâmplă bine, vrei să faci un lucru. Și probabil că se frică să îl faci. Și atunci, imediat, îți tai posibilitatea de a face planul vieții și faci altceva, pentru că acolo să faci altceva nu e cazul să-ți fie teamă, pentru că reușita materială este mai garantată. Dar nu-ți trebuie lucrul ăla. Pentru tine, ca să trăiești în viața asta, ăla nu-ți trebuie. Ăla nu face altceva decât să-ți complice și să-ți îngreuneze viața. Făcând ceea ce trebuie să faci, chiar dacă ți este frică, treci peste ea, zdrobești frica, treci peste ea, dar faci un lucru care îți dă împliniri în viață, care îți face viața mai ușoară, pentru că dacă faci ceea ce nu trebuie să faci, este ca și când ieși de pe o șosea frumos asfaltată și intri pe arătură. E greu, scrântești piciorul, îți rupi genunchiul, faci probleme de menisc, faci probleme de șale, de așa, te obosești și înțelegeți, deci ai ieșit de pe acel drum care deja este asfaltat, care este planul vieții și îți complice existența și viața devine mai zbuciumată, mai plină de senzații de nereușită, de senzații de neîmplinire, lipsită de bucurii. Înțelegeți? Când stai pe drumul acolo, dă-le frica la o parte și fă ceea ce îți place să faci, ceea ce consider că este cel mai bine să faci, fără să condiționezi. E mai bine să fac asta pentru că câștig, nu știu, 20 de euro în plus. Este o greșeală. Domnule doctor, vreau să le spunem telespectatorilor că în curând, cam peste o lună, nu, veți reveni în România cu o conferință. Aș vrea să le spunem că se va anunța această conferință pe care o veți avea pe canalul nostru de socializare. Unde anume se va întâmpla aici? În București, să înțeleg, da? Acum nu știu, pentru că în București abia am făcut ieri o conferință. Așa este. E posibil să fie într-un alt oraș. Da, dar se transmite pe Facebook-ul meu. Așa și se transmite în direct astea conferințele. Aia de ieri nu s-a transmis, pentru că în ultimele ore locația a fost schimbată dintr-un lucru neplăcut, care nu trebuia să fie, dar se transmite și prin Facebook-ul meu sau se magazinează
magazinează acolo pe YouTube și oamenii găsesc ceea ce... O să-i ținem la curent, da, pe oameni unde anume se, da, va întâmpla următoarea conferință. Știu că veți începe un turneu mondial, nu? Cu, da, aceste conferințe. Da, când, da, se va întâmpla asta? Acum o să am în Europa 3 conferințe în 3 țări diferite și mai la sfârșitul verii și începutul o să-mi reiau campania mea de conferințe în Asia, în Japonia, în Coreea de Sud, în Taiwan, cred că, și sigur îmi place, mă simt trăind acolo unde trăiesc, mă simt că aparțin întregului pământ și, da, că misiunea mea este pentru toată lumea. Sigur, românii au mai multă nevoie, pentru că sigur sunt oropsiți de trecutul ăsta atât de dificil și de greu, au mai multă nevoie decât alții și sigur că este și eu, simt obligația mea de a pune apă la rădăcinile de unde am plecat ca să reușesc să stau mai bine pe picioare, căci, vedeți, una din rana noastră o luăm prin rădăcina care încă este acolo unde am ieșit din pământ, unde ne-am născut. Deci să zdrobim frica, cum a spus domnul doctor Cristian, da, Răchitan. Da. Să o eliminăm. Da. Dacă până la a elimina, ca să zic așa, să o diluăm, să o dizolvăm. Da, 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 da. Vedeți, pentru că acum nu mai are sens. Asta ar fi bine liderii să fie, că de aia sunt acolo, ca să facă viața mai bună și mai ușoară al societății și în mod special al individului. Trebuie să înțeleagă un lucru. Uneori am debate-uri dintre astea între... o anumită legislație, dacă din punct de vedere face sens sau nu face sens, pentru că noi, viața asta materială este temporară, este decât, și este decât un mic, este un spațiu mic, noi îl vedem mare că este viața, este un spațiu unde venim aici ca să scăpăm de niște senzații negative adunate și să le înlocuim cu unele pozitive, deci este efectiv și în exclusivitate o zonă unde noi venim aici să facem o misiune spiritului pentru a putea evolua. Noi este o păcăleală totală că venim aici să ne facem bogați sau să ne... Sau să trăim senzații tari. Sau să trăim senzațiile alea mincinoase că stai puțin, eu sunt mai bine dacă toți îmi spun că sunt frumos sau sunt mai bine dacă îmi satisfac pasiunea mea de a fi un dictator, de tot ascultă de mine ce, da, stau sub pacul meu, este cumplit, este îngrozitor, pentru că asta înseamnă că tu însuți trebuie să preiei toate obligațiile tuturor, să le faci tu în locul lor. Vedeți? Nu, mai bine ajută-i pe ei să-și facă, nu le dai mâncarea făcută gata, înveți să-și o creeze singuri. Așa. Domnul, da, doctor, dați-mi mâna dumneavoastră, da, să vă mulțumesc, da, că ați fost aici alături de mine. Eu vă multă mulțumesc. Sănătate. Sărut mâna. Și vă mai așteptăm. Cu vă mult drag și cu multă bucurie. Da. Aveți o casă și în America, aveți case și prin altă parte, acolo unde vă așteaptă oamenii, nu cu inima deschisă. Da. Acolo să fie și casa, da, dumneavoastră. Este misiunea mea, sărut mâna. Mulțumesc din suflet. Da. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Ne revedem aici ca de obicei, sâmbăta și duminica de la ora 14, de A Viața Ascunsă. Toate cele bune.